Criza forței de muncă se adâncește. Numărul de salariați din afara Uniunii Europene a ajuns în România la peste 100.000 de persoane. Totul se întâmplă în contextul în care angajatorii români nu mai găsesc forță de muncă pe piață. Cu toate informațiile vine colegul meu, Mădălin Puiu. Bine te-am găsit, Mădălin. Am găsit tuturor. Da, mai exact, 104.000 de persoane care sunt din afara Uniunii Europene au venit în țara noastră pentru a munci. Pe de-o parte, există în momentul de față în România o criză a forței de muncă. Domeniile vizate care sunt cu cele mai mari probleme sunt Horeca și construcții. Aici angajatorii în aceste două domenii spun că în momentul de față nu mai există forță de muncă pe piața românească și tocmai de aceea sunt nevoiți să importe forță de muncă din afara Uniunii Europene. Ei bine, cei care vin din afara Uniunii Europene vin pe salariul minim pe economie. Acest lucru îi avantajează pe angajatorii români și tocmai de aceea apelează la astfel de lucruri, dat fiind faptul că dacă ar angaja un român sau o persoană care locuiește în Uniunea Europeană și salariul acestui ar trebui să fie unul mai mare. Ei bine, în momentul de față, guvernul a mărit acest contingent de la 50.000 la 100.000 de persoane care au voie să lucreze pe teritoriul țării noastre din afara Uniunii Europene, însă angajatorii din aceste două domenii și nu numai cer guvernului ca acest contingent de 100.000 de persoane să fie mărit astfel încât să fie aduși mai mulți muncitori din afara Uniunii.